Bună din nou, dragii mei! Ce lucrăm noi astăzi? Pentru că urmează să plec într-o călătorie în care durata zborului cu avionul va fi de peste 10 ore. Suntem nevoiți și chiar spre binele nostru să purtăm mască. Ba am fost sfătuit să avem mască dublă, adică două măști de unică folosință una peste alta sau de care ne putem procura. Pentru că la ultima călătorie am avut mască cumpărată de la farmacie. Într-o vacanță de 7 zile am venit cu urechile roase. De data asta vreau să fac un tipar de mască cu legăturile pe spate, la ceafă și nu după urechi. Luăm o coală A4 și o împachetăm în 4. În partea de jos și stânga, deci aici jos și în partea stângă, avem dublura foii, firul drept. Aici este marginea. Luăm o riglă și ceva de desenat și măsurăm din colțul din stânga cât are lungimea acest dreptunghi și are fără 2 mm, nu are 15 cm și dăm semn ca și cum am face un arc de cerc, 15 fără 2 mm, ne mutăm și în partea dreaptă dăm acest semn la aceeași distanță din colț până aici. Nu trebuie să șablonăm până sus de tot, deoarece ne trebuie o înălțime de 8 cm. De jos în sus, 8 cm. Facem un semn. Deci aici e 8 cm. Am o persoană care nu are auz și poate ar dori să știe. Deci de aici până aici, 15 cm. La mine fără 2 mm. 15 cm. De aici până aici. De aici până aici, 8 cm. În partea de jos, la 4 și jumătate, dăm un semn. La 4 și jumătate. Deci 4,5 cm. Arată aici la cameră și pentru persoana care nu aude. O să încerc mai, nu știu când, să văd cum se face subtitrarea. Nu sunt foarte obișnuită cu filmările. De jos, de la colțul de jos în sus, măsurăm la 2,5 cm. Și facem un semn. Scriu aici 2,5 cm. Să se vadă. 2,5. Facem un dreptunghi. După care, de la semnul acesta în sus, 1,5 cm. Mai dăm un semn. Deci aici este 1,5. Îl arăt la cameră. 1,5 cm. Și unim punctul de aici cu punctul de la 8 cm într-un arc de cerc. Dacă ați avea un florar, ar fi mai bun. Cum n-am eu la îndemână acum, iau această rolă de elastic, o fixez pe cele două puncte și ia uitați un arc de cerc. Asta este tiparul de mască pe care îl decupăm. După care ne pregătim două bucăți de material din același, de lungimea colii pe care am făcut tiparul. Și croim această mască. Deci o să iasă dublă. Dacă vreți o protecție mai mare, puteți să îi băgați o întăritură pe dedesubt sau alt strat de material. Deci eu am aici două straturi, 1, 2, și o împachetez după cum a fost coala.
în 4. Este un bumbac fin și la fel cum am făcut și la coală, aici și aici sunt părțile îndoite ale materialului, nu părțile cu margine. Așezăm tiparul și croim la o distanță de 0,5 cm. Lăsăm și aici o rezervă de 0,5. Deci așa arată tiparul la final. Așa arată și bucata noastră de mască pe care trebuie să o închidem. Prima dată facem la o jumătate de centimetru cusăturile pe acest arc. Și la o parte și la cealaltă. Ce facem noi acum? Când avem două cusături, le descălcăm. Am fierul pornit. Pun un pic de pauză. După ce am descălcat aceste cusături și pe față și pe dedesubt, le închidem, potrivind aici una peste alta, la o jumătate de picioruș, o jumătate de centimetru. Închidem și pătratul acesta, jumătate de lăsăm acul când ajungem în colț, depășim o jumătate de centimetru de la partea croită în jos, lăsăm acul în material, întoarcem și pornim mai departe. Mergem o jumătate de centimetru mai jos de linia de croit, lăsăm acul în jos și mergem mai departe. La fel procedăm și în partea cealaltă. Ajungem la o jumătate de centimetru mai jos, lăsăm ancul și la fel întoarcem. Partea de jos o închidem, dar lăsăm undeva 2 cm desfăcut pentru a putea întoarce masca pe față. Aceasta este masca închisă. Ce avem noi de făcut acum? Să crestăm colțurile. Aici unde avem cusătura, facem o crestătură până să ajungem la firul de ață. Vedeți, aici e firul de ață și facem o crestătură până aproape de firul de ață. La toate cele 4 colțuri. Altfel nu vom putea întoarce frumos pe față. Așa procedați când aveți orice unghi. Am putea să o crestăm și la partea asta arcuită. Deci aici, aici, unde este arcul mai adâncit, 3 crestături. După care o întoarcem pe față. Eu am încercat să fac câteva tutoriale ieri, dar se pare că merge numai până la un anumit minutaj. Am filmat o oră și mi s-au salvat 40 ceva de minute, deși aveam spațiu în telefon. Trebuie să-l prind pe ăla mic, să-mi editeze filmul, să lipească două părți. Scoatem cu, băgăm un vâr de creion, de ceva, eu la modul ăsta am o pensulă, și scoatem bine colțurile.
Deci nu trebuie să fac clipuri lungi. Dacă ați văzut produse cum e paltonul sau alte produse care aveau o durată mai mare, au fost împărțite în clipuri mai scurte și sunt sigură că dacă vă interesează, deja le-ați văzut. Întoarcem bine rezerva. O să vă întrebați ce sunt cu moții ăștia ascuțiți aici. Sunt bridele prin care se va introduce elasticul. Trebuie să aveți răbdare, nu e chiar așa ușor și mai ales că materialul meu este subțirel. Pentru că v-am spus, o să am o mască medicinală pe dedesubtul acesteia, dar nu vreau să o mai sprijin de urechi, că altfel o să vin cu urechile atârnate. Nu că aș fi eu acum vreo perfectă, dar trebuie să ne protejăm de orice alte dureri și neplăceri pe care le putem avea din cauza acestor măști. Asta este masca. Acum închidem această gaură pe unde am întors-o, așezăm rezerva una peste alta și tragem la 1 mm. Am închis această cusătură la 1 mm. Acum merg din nou la călcat. Am călcat masca. Luăm un elastic subțire, îl înnodăm provizoriu la capete și facem un cerc. Nu mă întrebați ce dimensiune, că încă nu știu. Trebuie să fie așa, cam cât masca. Și ne apucăm și întărim peste elastic aceste patru piciorușe. Le întoarcem și le tighelim la 1 cm. Le întărim bine. Întoarcem și pe al doilea, prindem elasticul, dar să nu-l prindem în cusătură. Deci el trebuie să circule în acest canal. Uitați-vă cum circulă. La fel facem și cu celelalte două piciorușe. Și am terminat masca. După care o să fac o bandană pentru cap de plajă. Deci asta este masca și o să vină peste cap așa. Bag capul și văd cum este pentru mine acum. E un pic largă, dar o să mai strâng din elastic. O să vă pun o poză imediat ce vine copilul acasă. Ia să încerc să fac așa un selfie. V-am pupat, ne vedem data viitoare.